Bună ziua, dragi prieteni din Leu! Haideți să vedem, gândiți-vă la cineva din trecut, la un ex sau o exă la Leu și gândiți-vă dacă se întoarce acea persoană la dumneavoastră sau nu. Cu această persoană sperați dumneavoastră la o căsătorie, aveați multe vise, speranțe cu această persoană. Această persoană parcă este departe, a plecat la un drum, v-ați despărțit din cauza unui drum, unei călătorii sau într-o călătorie sau cineva vi l-a luat sau v-a luat această persoană de departe sau pentru că ați fost departe. Hmm. Dacă vă împăcați... Nu cred, pentru că o să trebuiască. El va căuta consolare. Pierdere, nu. Ceartă. Și ea se pregătește de o călătorie, aici arată. Deci, hmm. Aici este o relație la de, 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 de despărțită pentru un drum, din cauza unui drum, unei călătorii. Aceste persoane nu pot fi împreună, da? Schimbarea va fi în bine, dar pe separat, nu împreună. Nu, nu, poate fi o persoană din berbec sau gemeni sau pești, capricorn s-ar putea, scorpion. Văd. Da. Dar nu, întâlniri poate să mai fie sau să mai relua legătura, dar să aveți o relație, să căsătorie sau ceva, nu, nu văd, știți. Ceva serios, nu. Nu. Parcă ambii sunteți ocupați, deci în situația aceasta văd ambele persoane ocupate cu călătorie, cu serviciu, cu altceva, dar nu unul cu celălalt, da? în cazul acesta, nu se întoarce un ex. Cam asta a fost pentru leu, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.